Salut! Avem ora 9 fără un sfert la Chișinău și București și am chef să intru în direct ca să mai discutăm despre campania electorală de aici, prezidențială, pentru că s-a înfierbântat treaba și acolo, în Statele Unite, se înceapă lucrurile, mai ales nemulțumit e Trump și cu susținătorii lui, pentru că pierd alegerile. Dar aici nemulțumit e Dodon pentru că a fost șocat, plesnit să iasă al doilea, nu primul, cum calcula el. Și a pornit tirul cu artileria grea și a pornit cu minciunile, înjurăturile, ce făcea el data trecută, acum 4 ani, când tot așa lupta cu Maia Sandu. Numai că azi au făcut conferință de presă și cei de la Partidul Galben și am văzut că a schimbat tonul și Maia Sandu. Pe lângă faptul că mai ieri și-a făcut cont de TikTok și pe TikTok în cele 10-15 secunde cât îi permite aplicația aceea chinezească s-a apucat să bată ouă și propunea omletă sau scrob. Și-a intrat în gura presei, azi chiar la Radio Guerilla vorbeau despre inițiativa asta ei și băieții nu prea înțelegeau de unde a pornit treaba. Băieții și fata, că acolo e un trio celebru, nu prea înțelegeau de unde a pornit treaba, dar constatau că lucrurile degradează, polemica, competiția electorală intră în derizoriu, adică să vorbești despre ouă când candidezi la președinția unui stat european, e cam unfair, nedemn. Dar așa se întâmplă la noi în turul 2, așa se întâmplă că discursul degradează și chiar mai grav, deja nu se mai vorbește despre Dodon Gandon, Culioc, dar chiar omul e comparat cu animale. E adevărat că el a ieșit la televizor și a zis, nu dați porumbelul de mână pe coțofana din gard și acum toată lumea a început să-l compare cu hulubii, cu porumbeii sau de mult îl compară cu curcanii, da, țineți minte la ce a dus gluma asta idiotă cu curcanii. Acum un an făcuseră un meeting cei de la partidul lui Plahotniuc sau acum un an jumate, cred că în vara anului trecut, făcuseră un meeting la președinție și au aruncat peste gard niște curcani care săracii au pățit rău, vreo câțiva dintre ei s-au lovit atât de tare încât au murit la câteva ore sau zile. Alții, nu știu dacă mai supraviețuiesc, au fost duși la grădina zoologică, dar astfel de glume, pe lângă faptul că dezumanizează personajul despre care vorbește, da? Îl transformă în animal și dacă e animal poți să faci cu el ce vrei, inclusiv să iei gâtul sau să îl calce în picioare, dar poate să ducă, iată, și la violențe între susținători și adversari. Deci asta e periculos și asta ar trebui să evităm. Dar la asta duce și competiția sportivă, de exemplu. Amintiți-vă de bătăile de fani pe stadioane sau după ce ies de pe stadioane. Bine, acum, anul ăsta cu pandemie, nu prea să mai fac competiții cu fani pe stadioane sau pe teren în tribune, dar oricum oamenii continuă să se bată sau iată acum apărătorii și adversarii COVID-ului tot așa ajung să se certe pentru chestii din astea. E bun spiritul de competiție, dar să avem grijă să nu degradeze foarte mult discursul. Ce părere aveți? Iată, dacă vreți să participați cu mine în discuție, vă permit să intrați, iată, activez chestia asta, să audă mai bine și să vadă mai bine, dar ăsta e mai sensibil la deget. Deci dacă vreți să intrați cu mine în direct, apăsați pe butonul acela și o să vă accept, poate, în discuție, dar aveți grijă să fie telefonul pe orizontală. Ce părere aveți despre faptul că Maia Sandu a coborât și ea ștacheta, a renunțat la polemica civilizată și pomenește și ea scrobul, ouăle, curcanii, hulubii, coțofenele și tot așa. Cum vă pare
campania la cota asta, la ziua 10 înainte de alegeri, sau deja sunt 9 zile până la alegeri, că azi e 6 și turul 2 va fi pe 15. Puteți să comentați cu text pe live-ul meu de pe Facebook, după care sper să-l pot copia măcar de data asta și să-l bag pe YouTube. Data trecută a avut dreptate cine îmi spunea că mi s-a blurat fața și mi-a dispărut. Nu știu ce se întâmplă, o fi o problemă de telefon. Telefonul ăsta l-am pomană. Toate telefoanele mele din ultimii ani sunt pomană, n-am cumpărat de mult niciunul. Și mie mi-arăta că e frumos, pe computer arăta că e frumos, dar după aceea pe Facebook s-a salvat într-o calitate foarte proastă și chiar dispare imaginea într-un moment, ceea ce mi-e greu să explic. Dar sper totuși să pot copia acest clip și să-l bag după aceea și pe YouTube pentru o eventuală discuție și cu publicul meu mai numeros de pe YouTube. Da, Andrei Bălănuță se miră că folosesc cuvântul acela don gandon. Vă aduc exemplu, că acum facem ca și cum o analiză științifică, nu? Și vă dați seama, eu nu folosesc astfel de limbaj și nu încurajez, dar pentru că am adus vorba despre lovituri sub centură, iată o mostră de înjurătură, pot să zic, la adresa unui om politic, a unei ființe umane, cu care acum un an chiar adversara Maia Sandu și cu partidul ei și cu partidele care o susțin erau într-o coaliție de guvernare și cu care s-ar putea să se mai întâlnească, să-și mai dea bună ziua. Deci e bine, oameni buni, când intrați în polemici politice, să nu ardeți toate punțile, să nu aruncați cu scaune, că s-ar putea să vă scoateți ochii și după aceea să nu mai vedeți pe unde mergeți măcar. Elena zice, Dodon nu aruncă mingea la filieu, dar în glod, să comentezi toate prostologiile lui, nu mai ieși din glod, nu mai vezi lumina zilei. Exact asta întreb și eu despre Maia Sandu, care a preluat gluma lui cu ouăle, țineți minte, el nu se referea la Maia Sandu, dar vorbea despre o ghicitoare din Ietulie sau de nu știu ce sat de la Ștefan Vodă, care ar fi ghicit în ouă că Dodon iese președinte din primul tur. Și Maia a făcut gluma aceea cu ouăle. Ce facem cu ouăle, omletă sau scrob? Atenție, pe TikTok, pe o rețea pentru copii. Nu? Mai mult adolescenți stau pe rețeaua aceea. Cei mai mulți n-au nici drept de vot sau nu se duc la alegeri, că am auzit că 5-10% din tineri merg la vot. După care Dodon a comentat chestia asta și i-a zis că Maia de mult n-a umblat cu ouăle și se simțea stângăcia ei în video și într-adevăr în video Maia nu comenta, nu comunica cu camera, ci comunica cu omul care i-a dat indicația, i-a dat sfatul cum să facă chestia asta. După care lucrurile au degradat și mai mult și iată, despre asta am adus vorba, pentru că n-aș vrea să ajungem la altercații fizice chiar după un astfel de joc cu simboluri. Ieri a fost porumbel, mâine ce va fi, întreabă Larisa Cojocaru. Păi asta, mai alaltă ieri era curcan și ați văzut ce se întâmpla, cum își băteau joc de bietele animale, pentru că au ajuns să fie comparate cu un politician. După care poate să aibă de suferit cineva cu numele Dodon sau chiar Igor Dodon după 15 noiembrie să rămână fără nicio funcție, pentru că și el ca Maia Sandu nu mai este deputat în Parlament, nu va mai avea funcție în guvern nicăieri, măcar Andrei Năstase mai e consilier municipal Chișinău, dar Maia Sandu și Andrei Năstase și cu Igor Dodon nu au nicio altă funcție și dacă Maia Sandu ia locul la președinție, Igor Dodon rămâne șomer. Ei bine, nu e așa că poate să ajungă pe drumuri săracul și să-și bată lumea joc de el și eu nu cred că ar fi civilizat. Dacă a făcut ceva ilegalități în timpul mandatului, până la mandatul ăsta,
să fie cercetat penal și eventual judecat corect și băgat la pușcărie, dar să-și bată joc de el la libertate sau la închisoare, nu voi admite și ajung să-l apăr pe omul Igor Dodon pentru că are dreptul la demnitate. Chiar dacă el o folosește nedemn și deseori încalcă demnitatea altora, el totuna rămâne ființă umană cu drepturi. Unul bate limba aiurea și alta ouă pe TikTok, zice Dima Dmitri, și se referă probabil la ambii concurenți electorali. De asta vă întreb pe voi, ca cetățeni, ca alegători, consumatori de informație și de publicitate electorală. Ați văzut ultimele clipuri pe care le difuzează și pe internet în disperare, și la televiziune și posturi de radio Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor sau șleachta lor, poate că și Ilan Șor, despre Maia Sandu, și ați observat schimbarea de atitudine și de limbaj a taberei Maiei Sandu? Dacă da, vă propun să comentați și puteți intra cu mine în direct apăsând pe butoanele cele de participare în discuție, dar să țineți neapărat telefonul pe orizontală, nu vertical. Sau comentați și eu o să citesc comentariile voastre. Dacă sunt întrebări, le voi răspunde. Îl luăm în Italia și găsim o babă să fie badant, figură profesională, zice Aliona Leonardo Apicella Bulbuc. Da, dar nu văd nimic imoral și dezonorant să ai grijă de cineva, de o persoană bolnavă sau bătrână, sau bătrân, de un bătrân. Și nu cred că Igor Dodon ar trebui să dea înlături de la chestia asta, mai ales că a demonstrat că în funcții publice nu face mare lucru. Iată, și pentru Andrei Năstase n-am niciun regret că a rămas consilier municipal, pentru că în funcția de vicepremier, ministru, primar al capitalei, a demonstrat că e cam incapabil, incompetent. La fel și cu Igor Dodon. Dacă o să ajungă la construcții în Italia sau badant în Israel, nu o să regret. Pe mine mă îngrijorează doar să nu ajungă să fie huiduit, bătut, tratat ca curcanicei, aruncat peste gard, cum li s-a întâmplat unor demnitari, de exemplu în Ucraina, țineți minte tradiția aceea de a băga demnitarii în lada de gunoi sau a stropit cu cerneală, cu tot felul de alte bătăi de joc. Sau să nu se întâmple cum a pățit săracul Muammar Gaddafi în Libia, da? Deci nu mi-aș dori un astfel de comportament al cetățenilor la adresa politicienilor. Politicienii trebuie să fie tratați, dacă nu neapărat cu respect, măcar cu respect pentru demnitatea lor de om, da? Cu civilizație, cu corectitudine. Deci rușii se bagă la noi cu tupeu și pe față și ajută pe culioc, întreabă Radu Belibov. Radu, întrebarea e din start greșită, pentru că rușii sunt o etnie, da? În Republica Moldova rușii sunt o minoritate, 4-5% maxim, pe când Igor Dodon e votat de jumătate de milion de alegători de toate etniile, indiferent de etnia lor, jumătate de milion de oameni îl votează pe Dodon. Deci e greșit să arăți cu degetul și să dai vina pe ruși. Dacă vă referiți la rușii din Federația Rusă, da, iată, a publicat chiar zilele astea RISE, o organizație, o structură de investigație jurnalistică, a publicat niște imagini video, au stat și au supravegheat dintr-o mașină camuflată la poarta Partidului Socialiștilor și a văzut că intră foarte mulți avocați, politehnologi, demnitari din Federația Rusă, intră la ei la fabrica de troli, la partid, și se întâlnesc acolo cu jurnaliști, cu politicieni socialiști, cu primarul capitalei care s-a declarat independent și el. Da, asta precizează Radu Belivu, asta are în vedere, se referă la rușii din Federația Rusă. Da, așa am auzit, așa ni se prezintă probii, dar deocamdată Comisia Electorală Centrală a zis că nu reacționează la astfel de semnale. Trebuie un concurent electoral să se adreseze probabil oficial, că vin avioanele plini cu ei.
avioane care vin din Federația Rusă cel mai des vin pline cu moldoveni care au prins la bani acolo în Rusia, vin cu avionul acasă, după care își fac pașaport românesc și pleacă în Occident. Sau deja de câțiva ani poate să plece și cu pașaportul biometric, da? Că suntem asociați cu Uniunea Europeană și avem acord de liber schimb, acord de călătorie liberă, fără viză. Deci, iată, mulți moldoveni folosesc chestia asta și pot să meargă chiar la lucru dacă își găsesc un loc de muncă oficial, cu contract. Ce părere ai despre candidatura lui USAT? Ce urmărește? Aveți o viziune clară? Larisa, ce viziune clară să am de la un om care vrea să se implice în viața politică și candidează? Omul vrea să ajungă președinte. Deocamdată a reușit de două ori să ajungă primar de Bălți, cu un scor zdrobitor. Nu m-aș mira pe viitor moldovenii care l-au ales pe Igor Dodon să-l aleagă pe Renato Usatăi. Deocamdată Usatăi a luat aproape 17% și deocamdată se pare Renato nu are de gând să-l mai susțină pe Dodon ca acum 4 ani, ci înclină să o sprijine pe Maia Sandu, chiar dacă nu e foarte încântat de asta. Pentru că, da, vă dați seama, el ar fi vrut să intre el în turul 2. Deci, Renato Usată e politician, pe lângă alte capacități ale lui, e politician, până la proba contrarie, a fost concurent electoral și acum rămâne susținător, probabil nu deschis, dar măcar pe furiș, susținător al Maiei Sandu. Mai ales că el speră că Maia Sandu va dizolva Parlamentul și că vor fi alegeri anticipate și Renato Usată va scăpa de primăria Bălți, va ajunge deputat în Parlament cu o fracțiune mărișoară cu care poate să participe la guvernare. Credeți că dacă câștigă Maia Sandu, dacă câștigă, se dezice de privilegiile de la Condrița? Vasile Bulgaru, eu cred că la Condrița e locul președintelui sau al președintei. La natură, acolo, știți de ce? Pentru că clădirea asta mare din centrul Chișinăului poate fi dată ONG-urilor, unei organizații internaționale, poate să rămână doar reședința cea mică de pe strada Iorga pentru președinție și vila de la Codrița, din pădure, unde să primească delegații oficiale, să nu blocheze traficul, să nu se paralizeze capitala în centru, pentru că a venit Temir, ce președinte la fel de puțin important ca și președintele nostru. Deci, vila de la Condrița să rămână vila de protocol prezidențial, acolo să rămână președintele, pentru că e un președinte simbolic într-o țară parlamentară. Și pentru că alaiul acela care îl serviciu, pază de stat și tot așa, deranjează traficul în capitală. Să rămână acolo. Iar clădirea președinției, așa renovată cum e de turci, să fie dată unei structuri europene occidentale, regionale, eu știu, să devenim actori importanți la Marea Neagră, de exemplu, sau societății civile, pentru întruniri, mitinguri, cum a fost dată pentru nunta lui Șor, Palatul Republicii, de exemplu. Tot așa și clădirea prezidențială poate fi dată pentru măcar și evenimente din astea mondene. Și lasă scoată bani din ea, pentru că ca să nu mai dăm oameni turcilor, pentru că ei au reparat președinția. Mai bine să le dăm servicii din astea. Deci nu cred că sunt privilegii la Condrița, ci e o reședință unde poate să stea și președintele Dodon cu toată familia, și Maia Sandu, fără familie, liberă, în liniște, să mediteze despre soarta țării. Să primească acolo oaspeți străini. Ce părere ai de cazul fostului reputat Rizia? Ce părere să am dacă omul prin șmecherie a obținut cetățenia moldovenească? Și s-a refugiat aici la Chișinău ca să nu fie arestat în România. Eu cred că acum vorba lui Dodon îi va fi refuzat azil politic după cum i-a fost retrasă cetățenia. Și va ajunge la răcoare acolo unde a încălcat legea, în Românica, în patrie. Nu știu nimic despre dosarul lui penal,
Dar sper că instanțele au făcut dreptate. Chiar dacă știți că am devenit ultima vreme sceptic în privința corectitudinii justiției românești. Văd că omul care a cerut să intre cu mine în dialog se chinuie și fie nu acceptă, fie nu îi merge. Vă amintesc, cine vrea să vorbească cu mine trebuie să țină telefonul pe orizontală și să pornească rotirea automată a ecranului. Aveți grijă, eu sunt cineast și om de televiziune și transmisiunile mele live, filmările mele, de regulă, dacă nu sunt pentru Instagram, sunt pe orizontală. Vă rog și voi să țineți telefonul pe orizontală și puteți să participați cu mine în discuție doar de pe telefon. N-a reușit omul să intre, sper să repete cererea de participare dacă n-a fost o eroare. Votați pro-Moldova, pro-democrație, susțineți dreptate, zice Silviu și Alina. Sper că amândoi vor merge pe 15 la vot. Au mai rămas niște comentarii din urmă necitite și mă întorc. Avem și noi unul care ne îndemna să îi le numărăm. Apoi, de ciudă, când nu i-a ieșit numărătoarea, a încercat să se împuște ca la Hollywood, zice Cristian Marin și se referă la fostul premier Adrian Năstase, care a fost condamnat și când a venit poliția să-l ia de acasă, dar el a tras cu pistolul și a tras așa cumva că și-a atins, doar așa, nu știu ce a atins, o piele pe aici, s-a pârlit ceva, că adică el atât de disperat încât s-ar sinucide numai să nu intre la pușcărie. Până la urmă a intrat la pușcărie și a scris cărți de acolo și a și ieșit de la pușcărie. Și s-a liniștit cu politica. Cred că ambii nu sunt demni de a ocupa această funcție de stat, zice Dima Dmitri. Și eu nu sunt de acord cu el. Cred că Maia Sandu a demonstrat că e demnă, curajoasă, corectă și eu o voi vota, ceea ce vă îndemn să faceți și pe voi, indiferent dacă sunteți acasă sau în diaspora. Oricine poate vota pentru Maia Sandu dacă are 18 ani și buletinul, în caz că e aici, în Republica Moldova. Să votați la voi acasă sau unde aveți viza de domiciliu sau de reședință în buletin. Altfel, dacă sunteți la altă secție de votare, mergeți acum, până sâmbăta viitoare, până în ajunul alegerilor, până pe 14 noiembrie și cereți un certificat cu drept de vot ca să puteți vota în altă parte, în altă localitate și să fiți puși pe lista suplimentară. Iar peste hotare puteți vota chiar dacă vă este expirat pașaportul. Puteți vota numai cu buletinul, fără pașaport, și puteți vota chiar dacă nu v-ați înregistrat din timp ca alegători. Dar aveți grijă, mai ales în Europa Occidentală, sunt cozi foarte mari, de aceea vă sfătuiesc să vă duceți de dimineață. Așa, am ajuns la capăt cu comentariile, acum reiau. Urmărește alegerile din Statele Unite? Da, Diana, urmăresc și îmi doresc să câștige Biden, măcar de dragul schimbării și măcar pentru faptul că smintitul de Trump e împotriva drepturilor omului și e împotriva măsurilor de prevenire a încălzirii globale și a poluării. Pentru care se face în mare parte vinovată industria americană. Nu-mi fac iluzii că Biden ar fi mai bun, deci îmi doresc ca pentru următorii 4 ani să fie Biden președinte, ca după aceea să-l schimbăm, sau dacă dă ortopopii, că am înțeles că are 77 de ani și poate nu o să o ducă mult, să rămână în locul lui Kamala Harris sau cum o cheamă pe femeie aceea, și să avem prima președintă femeie americană. Și în Republica Moldova, tot așa îmi doresc, din același motiv, să avem o femeie președintă. Iată, a intrat cineva și mă bucur. Nu Salut! știu de ce telefonul ăsta nu mi-arată cum te numești, n-am fost atent, dar parcă era Alexandru, Alexandru, nu? nu? Alexandru, Da. ok, da, noroc. Salut, Oleg! Vreau să mă adresez prin intermediul canalului vostru. Deci persoanelor care sunt cumva, nu știu, rugați, în ghilimele, să voteze pe domnul Dodon,
care are, în pofida faptului că stau la serviciu la stat, lucrează profesori și așa mai departe, și sunt rugați să fotografieze ștampila de vot că au votat pentru Dodon. Dacă chiar vreau să fac asta și să tem de cineva, mai bine puneți ștampila pentru Dodon, fotografiați și stricați buletinul de vot. Ca să strici buletinul de vot, mai aplici o ștampilă și după aceea Da. te duci și zici că am greșit și mai ceri alt buletin și votezi cum vrei. Corect. O Sau singură dată așa. ai voie să greșești. O Sau singură așa. dată ai voie să greșești. Vreau să mă adresez concetățenilor noștri din stânga Nistrului. Băieți, nu vine România să vă ia. Nimeni n-a să vă împuște, n-a să vă facă robi, n-a să vă iei la parade gay, n-a să vă iei pâinea de la gură. Mai ales sunt mulți transnistrieni care au cetățenie română. Sunt foarte mulți. Eu am la serviciu un coleg care e din Bender. Evident, vede tot prostia asta și se întâmplă, la dâns părinții sunt Bender. Nu-i nimic strașnic acolo, nu-i nimic strașnic aici. Dacă vreți să rămâneți în izolarea asta din anii 70, când vă stau steagurile roșii și vă spune că cu noi e Ghineș, cârnați de 16 capei și n-ați mai fi, sau cum se mai numește, cât și preț era, uitați de asta, uitați, trebuie de mers înainte. Unica, nu știu, apropo, l-ai auzit azi pe USAT? Nu, am auzit doar ce spuneau știrile despre el, că eu nu îl urmăresc, n-am răbdare. Pot să fiu de acord numai cu una și-o spus el. El o dat de înțeles că cam e cu a să-și întoarcă electoratul. Știm noi despre care procente merge vorba, Oleg, da? Acolo nu sunt puține procente și ele au șanse să ajungă să spunem, în partea dreaptă. O spus așa că unica, deși el ar susține pe Maia Sandu, că el nu știe nimic despre dânsa, act de corupție sau. Deci asta e unica, haideți să încercăm că tot poporul tău a ajuns la așa nu știu, cum să-i spun, n-au încredere în clasa politică. Eu nu am încredere în clasa politică, absolut deloc, mai ales asta care este acum. E nici nu poate denumit clasă politică, că asta e prea sus spus pentru dânsi. Așa că îți spun o seară bună, vă spun la toți o seară bună și dacă chiar vă mai spun, dacă sunteți cumva intimidați, nu vă temeți de nimeni, puneți o ștampilă, fotografiați, stricați buletinul, cum spune Oleg. Eu, apropo, n-am știut de chestia asta, că spate de mai cerut un buletin. Cereți încă un buletin și votați dreapta, că acolo ne pasă. Nu mai vine NATO, nu merge vorba de NATO, că asta e geopolitică care nu se schimbă în 4 ani. Nu se schimbă în 4 ani geopolitica asta, NATO, America, nu mai sunt ei așa de răi. Eu nu știu, chiar nu văd oamenii ăștia care sunt pentru stânga, nu văd că e o mizerie, te duci la, nu știu, pur și simplu ieși în drum și vezi și mizerie se face în țară. Te urci într-un troleibus, e mizerie, în autobuz, în rutieră, peste tot e mizerie, peste tot ajunge atâta mizerie. Deși n-am putea noi să ieșim în afară, să ne plimbăm în curat, să ne simțim la noi acasă, în bine. Dar nu trăim, dar mă, cu ideile ăștia de rusofonie, de tot figneaua asta, mă scuzați. Totuși, Alexandru, eu nu cred că trebuie să încercăm să-i schimbăm pe oamenii care ies și votează pentru Dodon sau pentru Usatăi sau pentru Nu. Șor. Mai degrabă ar trebui să-i convingem pe cei care sunt pro-europeni, sunt pro-Maia Sandu, dar s-au lenevit să meargă la vot. Pe ăștia, dacă îi mobilizăm încă 10%, prin prezență masivă, o să câștigăm precum a câștigat Biden, prin prezență masivă.
cum crește numărul de participanți la vot, cum cresc șansele Maiei Sandu. Deci să încurajăm pe cei convinși deja să iasă din casă, mai ales cei de acasă, nu cei din diaspora care stau la coadă câte 2-4 mii, votează săraci, toată ziua stau la coadă. Dar ăștia de acasă, lângă secția de votare, sper că în 15 noiembrie nu o să ningă, o să fie poate ninsoare sau o să fie soare. Ieșiți, oameni buni, și votați, faceți un Colegă, efort o de un sfert de plouat, oră. eu pot să vă dau propriul exemplu, o plouat duminica trecută, stau la Chișinău, la mine viza de reședință în Dondușeni. M-am suit în rutieră, am achitat drumul încolo și înapoi, 200 ceva de lei, am votat, am venit și să mă mai duc și să mai votez odată. Suntem acasă, nu e nimic strașnic, ridicați-vă fundurile de pe pat și poftim treceți la vot, că nu e nimic strașnic. Poți să te prinzi Sau, leoleacă, cum votezi. ți-am zis, dai o fugă până în sat la Dondușeni zilele astea, până la alegeri, și te duci la secția ta de votare și ceri certificat cu drept de vot. Și în duminica aceea votezi la Chișinău, la orice secție. Da, eu știu procedura. Pur și simplu, nini comod. Mă mai duc, mai văd și pe acasă, e Sau așa, duminică. da, găsești o ocazie să te duci să-ți vezi rudele, sigur. Da. Și cu ocazia asta Bine. mai vorbești cu ele și le motivezi să iasă din casă și cele care erau acolo. Și zice, uite, băi, eu am venit de la Chișinău la Dondușeni, dar voi aici pe loc vă leneviți? Bravo! Da, hai, succes. Seară bună. Mulțumesc, noroc! Știi tu să ieși sau te scot eu? Yes. Doru Calmațui zice, cum crezi în cazul câștigului Maiei Sandu se va ajunge la dizolvarea Parlamentului? Ce piedici justificate ar putea crea societatea civilă, presa, să facă dificil acesta în Parlament a partidelor implicate în scheme ca cel socialist și șor? Doru Calmațui, nu poate să intervină societatea civilă. Parlamentul îl poate dizolva doar președintele și doar când nu are cine să aleagă guvernul. Da? Sau dacă nu se întrunește Parlamentul, nu vine la ședință mult timp. Societate bună poate să se autodizolve, dar e puțin probabil că mulți dintre deputații de la Șor, eu știu, de la Andrei Năstase, de la Plahotniuc o să vrea să renunțe la mandat, pentru că nu-i cert că o să mai intre vreodată în Parlament. Și chiar socialiștii s-ar putea să nu vrea chestia asta, chiar dacă Dodon de multe ori zicea că el vrea alegeri anticipate. Dar societatea civilă nu poate să împiedice, dar poate să încurajeze. Poate să abordeze fiecare deputat în parte și să zică, băi, de ce ai format grupul acela pentru Moldova? De ce ai de gând să te asociezi cu socialiștii? Dar iată, Dodon, într-o emisiune de aseară, a zis că el, nu, Doamne ferește, nu o să asocieze. De parcă el decide, că el n-ar trebui să fie membru de partid. Socialiștii decid din capul lor. Dar că ei cu Șor nu o să se asocieze, chiar dacă Șor și-a schimbat numele, gruparea aceea lui Șor. Să vedem. Deci eu sper, nu doar că cred că e posibilă dizolvarea Parlamentului, eu sper că e posibilă dizolvarea Parlamentului pentru că și eu vreau să candidez. Dar mafia e atât de hotărâtă încât e foarte posibil să se întâmple ca PSD-ul din România, să țină cu dinții de majoritate și de mandat până în ultima zi și deci 2 ani săraca Maia să trebuiască să facă față unei alianțe socialiste cu mafia lui Șor și cu a lui Plahotniuc într-o alianță ad hoc, cu o majoritate ad hoc, dar cum premiera lor, ce premier poate să-l pună? Eu știu, de exemplu, oricine. Poate chiar pe actualul Chicu poate să-l păstreze actuala majoritate. Dar eu sper că va fi posibilă dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate, chiar dacă e pandemie, chiar dacă e sărăcie și costă o grămadă, dar actualul Parlament nu e reprezentativ pentru societate. Putem face ca în Belarus, grevă generală, proteste și tot așa. Dar tot legale, nu ne apucăm să blocăm circulația, accesul în Parlament, nu ne apucăm să batem pe nimeni și tot așa. Se poate de votat și cu buletinul expirat, dar dacă acesta este expirat de câteva luni, am votat așa. Da, se pare că dacă e votat acum, în timpul pandemiei, din martie până acum, pot să votez cu el expirat. Dar aveți timp, 10 zile, să-l și schimbați. Ce e de făcut ca primăriile să nu... Pentru că primăriile nu eliberează certificate pentru vot în mod special. Raisa Ghencea, nu primăriile trebuie să elibereze astfel de certificate, ci secția de votare la care ești înscris.
birou de votare, birou electoral. Poate fi un funcționar din primărie, șeful biroului celălalt, dar acel birou e obligat, dacă nu-ți dă certificat, sun la CEC, sun la presă, face un live din ușa aceei secții de votare și iese scandalul. Îs obligat să-ți dea certificat cu drept de vot până pe 14 în ajunul alegerilor. Ca cu acel certificat să te duci să votezi la orice altă secție în afara localității. Deci nu poți, dacă ești tu din deal de la Pepieni, să te duci să votezi la Răzălăi, pentru că așa ți-a cășunat ție cu certificat cu drept de vot. În raza localității te duci la secția ta și votezi. Parcă așa îmi pare. Eu am votat, iată, la Doroțcaia, în stânga Nistrului am votat, pentru că am avut inspirația să merg în sat, când am mers în sat, să cer astfel de certificat. Poate are cineva și face Xerox. Nu, păi certificatul cel e nominal, oameni buni. Spune care secție ți l-a dat, pe ce nume ți l-a dat. Nu vă prostiți, nu există certificat așa în general, ca taloanele la pâine. Certificatul cel e cu numele tău. Ți-l dă șefa secției de votare, pentru că te găsești în lista electorală, trebuie să te duci cu buletinul acolo, îți verifică datele, te pune să scrie o cerere și să semnezi. Nu vă jucați, nu faci niciun xerox. De ce așa de oameni intimidați? Cine îi vede în cabina de vot? Apropo, oameni buni, vă sfătuia băiatul acela să fotografiați buletinul și după aceea să-l stricați. Dar atenție, fotografiatul buletinului e interzis și ați putea să luați o amendă sau chiar dosar penal. Deci, fapta asta, obligația de a aduce fotografie sau de a lua bani pentru vot, toate astea sunt fapte penale. Și atenție, puteți și voi să vă treziți cu dosar penal pentru că luați bani pentru că, ca să votați într-un fel anume. Și fotografiatul de buletin tot este interzis. Poți să te fotografiezi, să-ți faci un selfie când pui buletinul în urnă, dar n-ai voie să fotografiezi buletinul cum ai votat. Ăsta e secretul votului și trebuie să fie asigurat. Și mai bine denunțați la poliție, la procuratură astfel de cazuri și faceți un dosar penal și răzbunați-vă pe cei care vă cer astfel de chestii, decât să riscați să intrați în joc, să vă treziți și voi cu dosar penal. Pentru 300-500 de lei să riști cu libertatea, mi se pare penibil. În Transnistria, în afară de gaz, nu-i nimic mai ieftin. Majoritatea plecau la Chișinău după marfă, bătaie de joc de cei moldoveni care se împotrivesc. O știu pe pielea mea, suntem lăsați din voie soarte, nu-și bat capul de noi nimeni. De moldovenii din Transnistria. Jos Dodonel care dă mâna cu Krasnoselski, zice Larisa Armaș. Și iată, oameni ca Larisa Armaș au fost la secția aceea de la Doroțcaia și au votat pentru Maia Sandu sau pentru alți candidați. Au avut voturi și Andrei Năstase și Dorin Chertoacă și chiar femeia aceea din Transnistria și Renata Usată. I-au avut destul de multe voturi. Nu numai pentru Dodon au venit oamenii din Transnistria să voteze la secțiile de pe malul Nistrului. Putem influența societatea civilă să avem vot electronic, ori prin corespondență, atunci ar mări prezența la vot, nu? Da, Doru Calmațui, dar acum, pentru turul 2, nu se mai poate face nimic. Noi, Partidul Verde, și în România cerem, pledăm pentru vot electronic și s-a obținut acum, în condiții ambigue, s-a obținut posibilitatea de a colecta semnături în format electronic. Și în România există vot prin corespondență, cel puțin pentru diaspora, dar în Republica Moldova nimic din toate astea, nici măcar nu ni s-a redus numărul de semnături ca să putem candida și a fost un dezastru pentru că asta a contribuit cel mai probabil la răspândirea COVID-ului, faptul că te duci din casă în casă și ceri de la oameni semnături și faptul că oamenii trebuie să semneze cu mâna lor să introducă toate datele în lista aceea. Toate astea au contribuit la mărirea numărului de infectări, dar nimeni nu se deranjează de chestia asta pentru că în Moldova nici nu se fac teste și nici nu se știe. Nu se fac destule teste, se fac foarte puține și nici nu se știe câte infectări avem cu adevărat. Iată, România au mărit numărul de teste până la aproape 40.000 și iată, azi avem mai mult de 10.000 de cazuri confirmate.
semn clar că lucrurile degradează. În Moldova nu se fac teste, nu avem îmbolnăviri și suntem liniștiți. Dorim să ne trezim pe 16 noiembrie cu un nou președinte al Republicii Moldova, zice Zinaida Mocanu, și sper să învățăm să-i zicem președinta Republicii Moldova, pentru că e femeie. Dacă va câștiga Dodon și restul Moldovei, va deveni Transnistria 2, zice Elena Prodan, și nu sunt de acord cu ea, pentru că am mai avut și pe Voronin un alt fel de Dodon, două mandate în fruntea parlament, în fruntea președinției și cu majoritate în parlament, avea 71 de mandate, după aceea avea nu știu cât, 54 de mandate și era în coaliție cu Iura Roșca și chestii din astea. Deci lucruri negre, urâte am mai văzut. Nu se termină lumea nici dacă câștigă Maia Sandu, nici dacă pierde Igor Dodon. Nici dacă câștigă Biden, nici dacă câștigă din nou al doilea mandat Trump. Eu am votat în Germania și am stat 7 ore la rând jos. Jos porumbelul. E timpul să plece în țările calde. Larisa Armaș. Porumbeii nu pleacă în țările calde. Ba mai mult se spune despre porumbei că ar fi ca șobolanii, niște păsări murdare, scormonesc prin gunoi, nu întâmplător. La Catedrala Metropolitană din centrul Chișinăului s-au pus sus pe streașenă, s-au pus sârmuliți așa ace în sus ca să nu se așeze porumbei nici pe catedrală, nici pe clopotniță, da? Ca să vedeți ce atitudine are mitropolitul față de această pasăre minunată. Maia Sandu, președinte, zice Demid Șalari. La fel de săracă și pustie, zice Elena Prodan, despre Moldova, care zice ar putea să ajungă ca Transnistria cu guvernare Dodon. Indiferent dacă e Dodon președinte, oricum vom avea alegeri, sperăm că anticipate, și putem să schimbăm configurația Parlamentului, să ieșim mai mulți la vot, să ne implicăm mai mulți în politică, să candidăm independent sau să creăm blocuri cu diverse partide. Eventual să susținem partidul Maia Sandu dacă avem afinități ideologice, politice. Demid zice că Oleg Brega să fie prim-ministru. E imposibil să numești prim-ministru un om neafiliat politic aici în Moldova. Nu sunt membru de partid. Și chiar dacă aș fi, nu cred că aș adera la un partid care să aibă așa o majoritate și să mă numească prim-ministru. Și nici nu știu dacă aș fi capabil să exercit funcția asta în condițiile în care n-am avut niciodată nicio funcție publică. Lăsați-mă să încep de la mic, de la funcții mici. Funcția de deputat, eu cred că e bună de început. Aș fi vrut să ajung consilier municipal, de exemplu. Nu m-ați votat sau nu m-au lăsat să candidez. Aș fi vrut să concurez pentru funcții din astea de concurs, da? În Consiliul Audiovizualului, în Consiliul de Observatori Teleradio Moldova, în Consiliul Nediscriminare. N-am fost acceptat, dar ar fi fost un bun început de carieră politică să exerciți o funcție publică. Mă îndoiesc că cineva care abia începe în politică să ajungă direct într-o astfel de funcție publică și să fie bun. Dar cred că cu bună intenție și cu onestitate, cu curaj, se pot face minuni. Totuși sunt conștient că în echipa Maia Sandu, de exemplu, sunt mult mai mulți oameni buni potriviți pentru funcția de prim-ministru. Mă mai aud dacă sunt comentarii doritori de a comenta. Aici doritori de a intra cu mine în direct nu mai sunt, deci probabil acum o să închid cât avem, 9:30. Ceea ce înseamnă că acum am o oră de când vorbesc. A, dar e adevărat că n-am fost singur, a mai intrat cineva cu mine. V-am întrebat despre degradarea polemicii politice, dar am văzut că nu prea vă deranjează chestia asta, pentru că de regulă oamenii vorbesc contundent, violent și sunt deschiși pentru așa ceva. Se întâmplă violență și în
comunicarea din familie și în școală și la locul de muncă și pe stradă și oamenii nu observă problema asta în politică, dar cred că politica ar trebui să dea tonul și dacă s-ar vorbi civilizat în politică, chiar și în campanie electorală, civilizația asta s-ar transmite și pe rafturile de jos. Cineva îmi scrie mesaje private, dar pe astea nu o să le citesc, pentru că n-au fost trimise pentru publicare. Am un text de la Glodeni cu o mamă cu patru copii care spera să obțină locuință socială, dar autoritățile de la Glodeni au considerat că o duce bine și femeia trimite fotografii cu proprietatea ei, o cameruță într-un hal fără de hal în care a rămas fostul ei soț cu actuala nevasta a lui și ea, femeia cu patru copii, stă la gazdă sau stă pe drumuri pentru că autoritățile de la Glodeni au considerat că alții se califică mai bine pentru locuință socială. Și iată, o să avem acum și o publicație pe Curaj TV și pe blog și pe paginile noastre de Facebook. Deocamdată vorbim despre campania electorală și eu citesc comentariile voastre și răspund la întrebări. E ciudat că pe profilul meu nu comentează nimeni și doar pe pagină oamenii mi-au comentat. Ceea ce credeam că de regulă e invers, credeam că profilul meu e mai vizibil decât paginile mele. Și iată, una dintre ele văd că e destul de populară, destul de vizibilă. O fi o politică a Facebook-ului a schimbat prioritățile, nu știu cum se explică. Alte dăți făceam live-uri pe pagini și nu erau observate. Și acum, întâmplător, am intrat pe pagini pentru că am observat că au instrumentul de a invita oamenii în dialog, în discuție. Pe când profilul nu are așa instrument, am făcut acum o lună un live de pe profil și n-am văzut așa instrument. Și de asta am intrat pe pagină să fac live, mai ales că era tematică politică. Și observ că sunt destul de vizibile. Deci, probabil, asta e schema, e trendul Facebook-ului să încurajeze paginile să se exprime. Ne exprimăm pe pagini, iar voi, cei care ne priviți, ajutați-ne cu like-uri, share-uri, comentarii. La fel și cele de pe YouTube, pentru că video-ul ăsta, fie că îl salvez în telefon, fie că o să-l extrag de pe Facebook, o să-l bag și pe YouTube, pentru că de pe YouTube mă hrănesc. Canalele mele de pe YouTube sunt monetizate și de acolo îmi vin în fiecare lună bănuții cu care mănânc. Am vrut să zic mă tund, dar mă tund gratis, ori eu acasă, ori mă duc la școala de frizerie a lui Costea Lisnic și elevele mă tund gratis. Acum, iată, s-a invitat la ședințe de judecată. Oamenii au simțit că sunt Moldova și mă cheamă ba la Florești, ba la Orhei. Ați văzut că am făcut un reportaj mai ieri de la Orhei și mă cam cheltui. Dar asta e viața de artist și de activist și de politician. Preoții se bagă în politică, nu-i prea bine, Rodica Coptu, dar când a fost altfel? Ați văzut vreodată bisericile să păstreze neutralitatea așa cum prevede legea și cum scrie în scrierile lor religioase să nu se bage în intrigile politice? Ei una spun și alta fac, de asta eu sunt adversarul șarlatanilor în rochii aurite.
și de asta sunt adversar al bisericii, pentru că o consider toxică, periculoasă pentru democrație, pentru statul de drept, mai ales când se bagă în politică. Ar fi de dorit să mai deschidă secții de votare în diaspora, în Germania, o secție micuță cu două urne de votare, cu părere de rău. Da, Larisa Armaș, asta spuneam, că acum pentru turul 2 e tardiv, e imposibil. Poate doar să suplimenteze numărul de lucrători într-o secție de votare cu numărul de cabine de vot și cu operatori, atât poate să mai schimbe. Dar să creeze secții noi de votare sau să introducă votul electronic e imposibil, nu permite nici legea. Pentru alegerile următoare, poate pentru parlamentare anticipate, da, se pot deschide mai multe secții de votare. Dacă în cecul vă ruga să vă înregistrați din timp ca să vadă câți alegători sunteți, unde sunteți, v-ați lenevit. Doar câteva zeci de mii v-ați înregistrat. Sau doar câteva mii, câteva zeci de mii doar v-ați înregistrat. Vreo 40 de mii se pare că s-au înregistrat moldoveni din diaspora. Și acum, oh, dar e prea departe secții de votare. Dar v-am oferit ocazia, o lună întreagă sau chiar mai mult v-am spus. Înregistrați-vă ca să știe unde sunteți, ca să vă deschidă secții de votare. Bine că cei din Rusia s-au organizat și le-au deschis secții de votare și acum nici nu se duce nimeni la vot. Au deschis prea multe, ca și pentru Transnistria. Deputate în Parlament, s-o încep la anticipate. Tezul meu, Oleg Kirvas, mă ajută când strâng semnături, când creăm grupuri de inițiativă și tot mă visează deputată în Parlament. O să încercăm. Dacă o să fie alegeri anticipate, o să încercăm să adunăm cele 2000 de semnături ca să candideze independent, chiar dacă e foarte complicat, mai ales nu în condiții de pandemie, nu doar în condiții de pandemie, dar în condițiile regulilor moldovenești, când fiecare cetățean cu mâna lui trebuie să introducă aceste date în listele de subscripție și oamenii de regulă încurcă, scriu greșit și ăsta e temei pentru cei de la Comisia Electorală să invalideze listele, cum mi s-a întâmplat acum un an când am încercat să candidez pe circumscripția 33 și la Consiliul Municipal Chișinău. În format de pagină, live-ul se deschide pe pagina cu videouri de pe tot Facebook-ul, zice Elena și mi-explică de ce avem atât de mulți spectatori când fac live de pe pagini. Și când intru pe profil, nu mă arată pe live-urile Facebook-ului. Am înțeles. Dacă acel viitor nou va fi mai trist decât cel vechi, cei care ne-au îndrumat spre cel nou, cum se vor simți? Anul trecut, toată lumea la Revelion zicea, un an nou fericit, să trăiți bine. Cine a știut că anul 2020 va fi înfiorător? Cine știe ce ne așteaptă în anul 2021? Dar sperăm ca acest an să depindă cât mai puțin, acel an și acest an să depindă cât mai puțin de politicieni. Sau dacă va fi să avem calamități, suferințe, ca politicienii să ne ajute să trecem mai ușor peste aceste calamități. Cutremure, incendii, secetă, inundații, COVID, pandemie și tot ce-o fi, statul să ne ajute, nu să ne încurce, să ne împiedice. Domnule Oleg, asociați-vă cu domnul Oboroc pentru a crea un partid. Dumnealui tot este o persoană onestă, patriot simplu, modest și cu bunul simț omenesc. Maria Roșcan. Ok, da. Spre deosebire de Oboroc, eu 20 de ani am fost pe baricade, el de 20 de ani s-a dat la fund și a dispărut. E undeva la țară, s-a săturat de politică. A fost deputat, a fost în funcții importante. De ce s-a lăsat de politică? Atât de onest încât n-a vrut să mai implice deloc. Cât era în floarea vârstei, acum la Senectute, s-a apucat el să facă partid și v-am spus data trecută, în România degeaba faci partid cu trei oameni dacă îți trebuie după aceea sute de mii de semnături ca să poți candida. Iar în Republica Moldova îți trebuie
mii de semnături la început chiar ca să înregistreze un partid și nu doar oricum, ci timp de o lună trebuie din 21 de raioane, deci câte cel puțin 100 de semnături din fiecare raion și tot așa. E foarte complicat să înregistrezi cinstit un partid în Republica Moldova. Deci nici cu Oboroc, nici cu Valentina Kushnir nu vreau să încerc să fac un partid în Moldova. Mai ales că sunt deja 50 de partide. Și mai ales că, iată, echipa Maia Sandu mi se pare extraordinară. Dacă ajunge Maia Sandu președinte, va avea dreptul de a recupera, de a recurge la instrumentul de referendum, ori consultare cu poporul. Ce consultare ar fi, după tine, vitală în condițiile statului capturat de mafie, cum îl avem și vom avea încă câțiva ani? În România s-a făcut referendum despre numărul de deputați și poporul a votat 300 de deputați maximum, că acum Parlamentul României are aproape 600 și două camere de Parlament. Și de 10 ani nu s-a schimbat legea. Și în Moldova ceva s-a făcut, un referendum despre alegerea președintelui, de te întreb popor sau ceva de felul ăsta. Și mulți ani a fost ignorată dorința asta a cetățenilor. Deci nu întotdeauna majoritatea cetățenilor știu ce trebuie să vrea. Dar totuși pe cetățenii aș scoate periodic la vot, de exemplu, despre unire. Să facem precum în Quebec, aceia odată la 10 ani tot fac referendum despre secesiune, despre ruperea din Canada, o provincie francofonă, restul Canadei fiind anglofonă. Și numărul celor care votează pentru secesiune crește. Pentru că le permite legea de ce să nu o facă. Și noi în Moldova, ca să nu mai fie atâta speculații, haideți să nu mai speriem lumea cu unirea, facem referendum, aflăm că acum sunt 33% care vor unire și pentru 10 ani nu mai vorbim despre asta și nu mai folosim unirea ca sperietoare. Ne căutăm de statul Republica Moldova. De exemplu, Oleg, nu te-am văzut în Moldova de mult. Noi știm că erai de partea poporului, Zinaida Mocanu. Eu vin periodic în Moldova, mai ales când sunt alegeri. În rest, eu, ca și cum am făcut unirea, m-am dus dincolo de Plut, m-am implicat în viața politică, fac activism civic și acolo, filmez și acolo, dau în judecată, iată, am ajuns să mă judec cu România la CEDO, deja am vreo trei dosare împotriva României. Deci fac același lucru și dincolo de Prut. Și mă simt acasă și în România ca și aici. Prim-ministru cu bicicletă râde de mii de șalari. Da, de ce nu? Și miniștri și deputați. Acum se pare că avem deputați angajați la primărie care vin la lucru cu bicicleta. Ceea ce mi se pare un trend foarte bun. Chiar dacă n-am ajuns să fiu eu primul care fac chestia asta, oamenii care mi-au urmat exemplu și fac asta, mi se par demn de laudă. Și iată, în Chișinău deja se fac piste biciclistice, comune cu transportul public, dar progresăm. Pentru că sunt mulți oameni care vor să facă chestia asta. Iată, chiar și în seara asta a fost masa critică. Cred că, la ora asta deja s-a încheiat. Dar în fiecare săptămână, vineri seara, se fac pedalări în grup. Vă îndemn să ieșiți și voi, mai ales dacă aveți bicicletă. Eu am bicicletă doar la București, pe asta din Chișinău mi-au furat-o și poliția n-a găsit-o. Și cu trotineta am văzut că e cam dificil, pentru că e teren înclinat și pentru că drumurile sunt sparte, iar roata la trotinetă e atât mică, diametru de 20 cm, cred. Sperăm să ajungă Maia Sandu să curițe bandiții de jos. Maia Sandu ajunge în funcția cea mai importantă din stat. E adevărat, statul fiind parlamentar, putem pretinde că funcția cea mai importantă în stat e în fruntea Parlamentului. Dar, totuși, în ierarhia funcțiilor în stat, funcția de președinte e cea mai importantă. Cum să curețe bandiții de jos, persoana cea mai de sus din ierarhia de stat? Mi-aș dori să nu piardă simțul realității și să nu piardă contactul cu oamenii, cum iată i-a acuzat Klaus Iohannis ultima vreme, că impune măsuri de restricție pentru oamenii de rând, care nu mai au ce mânca, nu mai au ce îmbrăca, nu au bani de mască,
Pe când el o duce bine acolo cu mașini, cu vilă de lux, cu parc în jurul Palatului Prezidențial. Deci să n-ajungă Maia Sandu să se rupă de realitate cum a pățit-o, cum au pățit-o alți președinți, oamenii ajunși în funcție. Dar să lupte ea cu bandiții de jos e ireal și trebuie să avem în vedere că noi, fiecare, la firul ierbii, putem să luptăm cu bandiții de jos, denunțându-i la poliție, filmându-i, documentându-i, scriind despre ei, măcar scrisori anonime. Zi-mi cu ce pot să te ajut. Întreabă Andrei Agapi și nu știu dacă mă întreabă pe mine. Pe mine mă puteți ajuta, cum am zis mai devreme, cu like, share, comment. Eventual, găsiți pe YouTube, sub fiecare video al meu, posibilitatea de a mă susține financiar. Cu donații. Da? Deci dacă mă susțineți financiar, nu-mi spuneți ce să fac, ce să filmez, ce să vorbesc. Voluntar înseamnă dai banul o dată pe lună sau o dată în viață și îl lași pe om să facă ce vrea el sau ea, persoana pe care o susții, pentru că are nevoie de independență editorială. Unirea e o chestiune importantă și pentru mine, dar ce chestiune ar trebui consultată cu populația, Oleg, de către Maia pentru facilitarea combaterii sistemului mafiot-oligarhic? Ceva pe înțelesul fiecăruia. Cred că ar trebui ceva chestiuni din astea ca să fie adresate ei de societatea civilă, de oameni. I-am cam săturat de bandiți. Doru Calmațui, de acord, dar cum am zis, oamenii de rând, plebea, nu prea știu ce e bine, pentru că dacă am întrebat oamenii, oamenii vor un singur partid, un singur ziar, o singură televiziune. Așa am văzut că se identifică ca atitudini populare în barometru de opinie publică. De-a lungul anilor, oamenii au rămas cu nostalgia unui singur partid ca să nu aibă de ales. Și sistemul nostru electoral, sistemul nostru de drept, nu prea permite cetățenilor să decidă mare lucru decât prin reprezentanții lor. La noi, ca să convoci un referendum, îți trebuie 100 de mii de semnături, se pare că, iar rezultatele referendumului pot fi ignorate de către Parlament. Deci mai important e, aveți grijă pe cine votați, și mai ales aveți grijă să le cereți socoteală celor 101 de deputați și deputate, pentru că ele decid și nu plebea, majoritatea la referendum. Mai ales că la referendumuri ați văzut. Ah, se pare că referendumul cel care l-a organizat cu vreo 5 ani în urmă, în septembrie, despre alegerea președintelui de către tot poporul, nici măcar n-a avut cvorum, n-a ieșit măcar o treime sau un sfert de oameni să valideze acel referendum. Și a fost o cheltuială inutilă. Sau în România ați văzut, au convocat un referendum, o grămadă de cheltuieli, inclusiv 2 zile de votare, ca să limiteze niște drepturi ale omului. Ce tâmpenie într-un stat european să permită așa ceva. Și majoritatea celor care au participat aveau de gând să limiteze niște drepturi ale omului. Chit că acele drepturi deja sunt limitate prin lege. Noroc că și acel referendum nu a fost validat. Deci lăsați-mă cu instrumentul referendumului, că nu suntem Elveția și nu avem încă exercițiu să facem așa ceva. Nu avem cultură politică să înțelegem ce facem. Iată, în Noua Zeelandă, mai ieri, la referendum s-a decis legalizarea cuplurilor gay. Dar la noi nici nu am de gând să propun așa ceva la referendum, pentru că e chestiune de drepturile omului. Și despre asta trebuie să se pronunțe eventual Curtea Constituțională, dacă nu o să ne oblige mâine, poi mâine, Comisia Europeană să legalizăm cuplurile gay, măcar prin, cum se cheamă, parteneriat civil, dacă nu înregistrarea căsătoriei. Dar în Noua Zeelandă, pentru că sunt țară civilizată și educată, la referendum o majoritate de populație a decis chestia asta. Și se pare că e prima dată când se decide asta la referendum. Cred că sunt ultimele comentarii și o să merg la culcare că am deja mai mult de o oră de când vorbesc. Ne-am înregistrat, nu suntem lenoși și muncim și suntem activi, zice Larisa Armaș. Da, Larisa, bun, nu m-am referit anume la dumneata,
Dar dacă am fi ieșit mai mult și s-ar fi înregistrat mai mulți din localitatea dumitale sau pe aproape de localitatea dumitale, ai fi avut secție de votare acolo sau fi avut secție mai mare acolo unde votezi dumneata, nu numai cu două urne și cu un singur operator. Dacă ar fi văzut că sunteți mai mulți doritori acolo. Că am înțeles că la Tokyo, de exemplu, un singur om și-a anunțat intenția de a vota. Откуда вы беретесь, как грибы после дождя? Сидите там, где сидится. Зичи Галина Давид, да ну что, лачини сереферы. Сперем сажунга майя санду са курица, аста ам читит, унири о кистюне ам читит. Да ми эксплика, ш куму амини са чара са кутяла алешилор. Дуар ла алегер, сау сунт шалти механизми. Мы траджи де лимба Елена. Спер ка чей кари ма урмарес, ята 90 де уамини. Кума штиу теза мя, пе кари успуням, ши ла емиссионе Хайд Парк ла радио, ши ла емиссионе Инамику Публик ла телевизор, путерия ностра резиде ну дуар ин вот одата ла 4 ани, яр ю пледез ка са фие скуртате мандателе де алеши ай попорули ла 3, 2 ани, ка са авем алегери май дес, фиекари тоамна са нумарам бобоче, ши са авем интрун ан алегери парламентари, интрун ан алегери локале ши ин ал 3-ле ан са авем алегери президенциале, дака ну кумва тречем ла алегерия președintelui de către o majoritate parlamentară. Dar dreptul nostru nu se oprește aici. A doua zi, în fiecare săptămână, putem să verificăm dacă acești aleși ai poporului își respectă promisiunile electorale sau, din contră, dacă au fost niște promisiuni ilegale, populiste, mincinoase, să nu și le respecte. Deci să verificăm ce fac ei în funcțiile celea și să le cerem socoteală cu protest, cu petiție, cu acțiune în judecată. Asta poate face gratis orice cetățean în fiecare zi, non-stop. Asta se numește cetățenie activă, participativă sau se numește activism civic dacă suntem un număr foarte mic, un număr neglijabil. Dar într-o societate democratică și acest număr neglijabil, societatea civilă, activiștii civici, pot să schimbe comportamentul politicienilor. Asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Fie că sunteți în Republica Moldova, fie că sunteți în România, fie că sunteți oriunde în lume, vă puteți implica, mai ales dacă știți, înțelegeți și chiar vorbiți limba țării gazdă. Succese ar trebui școala curajului și în rusă. Cred că ar face impact pozitiv. Doru Calmațoi, spasiba nenada. Eu totuși particip deseori în discuții cu niște ruși progresiști pe canalul Eleni Capâlova, Dășite Rovna, și din când în când mai relatez fie de la București, fie din Chișinău, paruschi, pentru că ei chiar nu știu alte limbi, pentru că sunt ruși de la Moscova, ruși din Israel, ruși din Lituania, și relatez despre chestia asta. Și sunt o grămadă de activiști, chiar nativi de limbă rusă, care fac muncă bună, chiar mai bună decât mine, la nivel municipal, la nivel republican. Așadar, nu e necesar să-mi schimb eu pielea, să mă îmbrac eu în haină rusolingvă ca să încerc să conving pe ei. Are cine să facă chestia asta. Și acum de pe internet se învață tot în orice limbă. Rușii poate să învețe de la Navalny, de exemplu. Românii poate să învețe de la activistul Buzoian sau Hari Geană. Dacă vă place, învățați și de la mine. Dacă nu vă place, criticați-mă. Eventual, dați like, share. Deseori, paradoxal, mă uit la comentariile de pe YouTube și observ că cei care mă critică virulent sunt abonați la canalul meu. Și invers, cine mă laudă, mă susține, nici măcar nu e abonat la canalul meu. Dar asta e situația, oamenii sunt diferiți. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vă dau întâlnire la ocaziile următoare. Pregătiți-vă să mergeți la vot pe 15 noiembrie. Eventual, dacă aveți și cetățenie românească, să ieșiți la vot la parlamentarele din 6 decembrie. Pe mine mă puteți vota pe lista Partidului Verde doar dacă aveți buletin de București. Acolo candidez sunt al 10-a. Al 10-lea pe lista verzilor pentru Camera Deputaților din România. Dar despre asta o să vorbim în zilele următoare, pentru că abia azi a început campanie, prima zi de campanie electorală în România și pentru mine e mai important totuși să văd o schimbare acolo peste ocean,
aici, pe malul Bâcului, și după aceea mă duc la București, pe Dâmbovița, să facem o schimbare și acolo. Noroc!